primul rând, salutare la toți. În al doilea rând, îi jali. Hai să vă, să vă fac vlogul ăsta, să vedeți unde am venit eu să discarc aici. Tocmai am ieșit din, de la firmă, într-un sătuc aici și m-am oprit un pic ca să pun camera, ca să fac un vlog acum, să filmez, să vă arăt zona. Să vedeți și voi ce zonă urâtă, frate, am venit să discarc aici pe munți ăștia. Să vedeți și voi pe unii merg eu, Mr. Faderiniu. Să vedeți și voi pe unii, pe unii s-o băga Mr. Faderiniu. Stai să lăsăm pe unul să treacă. A, nu vine ăsta pe aici. Opa, vine ăla cu tinul. Hai să lăs să treacă. Doi vin. Auzi. Da, băieți. Vreau să spun că da, pic, am mutat panorama asta. Am mutat-o acolo. Audi, fel și șarca de aici. Hai că e bun. Vreau să spun că zona mai urâtă ca asta, de când conduc eu prin Italia, n-am văzut. Zona asta e cea mai urâtă zonă posibilă de pe fața pământului. Aici la iarnă, aici iarna nici nu vin aici. Boscheți ăștia, ia uitați. Să ridic ăsta mai sus, să vadă mai bine. Eu la iarnă, dacă mă pune să vin la cuș, fii că iarnă deja. Dar zic, dacă să fie zăpadă, eu nici nu vin pe aici. Mă duc partea aia la întâroată. Aici să facem dreapta în loc la Iar Maroc. Sper să nu vină careva de aici să-mi tai fața, că mai găsești noroc de ăștia. Uitați-vă și voi pe ce planetă am venit eu aici, pe păgăunile astea, pe... Păi e un sătuc aici, pe dealul ăsta aici, între munți aici. Uite, merg cu 20 la oră, merg. Stradă strâmtă, urât. Hai, uite, dacă ce străzi pe aici. Uitați-vă voi cât e de strâmtă strada asta, nu încap eu pe o bandă de asta, nu încap. Merg pe linii și tot nu încap. E bun că nu sunt mașini acum, dar mai erau. Se duc pe partea aia la altă. A, uitați, și râpi aici. N-am apucat să filmez acolo în satul ăla, că m-a luat cu una, cu alta, și am zis că hai că mă fac pe urmă. Vedeți și voi pe ce râpi conduc eu acum. M-au trimis aici să discarc. Și eu zic, dacă tot e vineri astăzi, hai să-i stricăm ziua. E bun măcar că e ultima livrare, acum e ora 3:30. Până ajung în fabrică să faci vreo 5, cred că. Pregătesc și eu remorca pe mâini, pe luni, nu pe mâini. Și după aia mai vedem. Mama, mă trimite pe străzile astea încărcat cu 28 de toni, am venit aici. Prin curbile alea vin. Ai de streaua mea. Asta este.
Ai merge și un pic străduț din astea, mai... Ne mai băgăm și un pic coclauri din astea. Numai problema e că... ăsta e mare, e lung. În curbile alea e periculos, mai intră de ăștia care se bagă aiurea. Trebuie să fii foarte atent. Aici e iarna, aici e iarna, e jale. Dacă este zăpadă sau înghețat pe aici, e belea. Îi belea de belea. M-aș fi dus pe partea asta, că e strada mai dreaptă. Mergem pe aici. Mergem pe aici, pe aici am venit, pe aici mergem. Pe străzile astea urâte. Străzile astea urâte și bătute de frig, de cer. Mergem pe aici. Adio, îi treci Porșanul tău. Ăla din spate nu vrei să mai treacă. E, asta e acolo. Aia să stai după mine mult și bine. Nu uita de like. Lasă și tu un mesaj acolo dacă ți-a plăcut coclaurile astea pe unde umblu eu. Dacă mai vrei vloguri din astea. Și o să-mi dai un follow acolo la Facebook. Mai fac live și pe Facebook. În rest, multe de vorbit eu. Nu prea am subiecte așa. Mie îmi place așa să merg, să vă mai arăt așa ocazional din când în când. A, uitați ce boschez pe aici. Acum urcăm partea asta. Bine, am coborât când am venit eu. Pe aici am coborât, acum urcăm. Puteam să mă duc pe partea aia, numai când cojuram un pic, era strada un pic mai dreaptă. Dacă tot am venit pe aici, am venit cu plinul. Am zis că hai să mergem și cu golul înapoi. Să mă uit acolo, că aici trebuie să lărgesc. Mă uit să văd dacă nu bine cariba. Eu aici trebuie să lărgesc tare. Dacă nu, remorca să duce pe... duce încolo, pe iarbă, pe... Au ce lunic. Păi ce lunică, frate, e mâzga asta, e poleiul ăsta, e gheața asta care s-a dezghețat. Și lunică de rupi. Aici, în curba asta, au stricat ăștia o rotundă, era o rotundă aici, au stricat-o și nu au mai făcut-o. Și să vedeți, uitați aici ce beleai. Aici e jale. Trebuie să faci dreapta în loc ala iar Maroc. Poți să agăți remorca aici în astea care le-au pus aici niște blocuri din alea de ciment. Dacă nu te încadrezi bine, poți să agăți remorca acolo. Uitați-vă și voi pe ce coclauri merg eu. Aina, cu dita mai tiru. Am putut și ei să trimeat aici cu un camion mai mic ceva, cu camion de ăla fix. M-a trimis pe mine. Uite, remorca mea e prin șanță acum.
Ai mor ca mea roțul din spate, era pe iarbă. Păi strâmb, frate, e strâmb. Aici dacă nu mergi, și dacă mai vine un camion, ai pus-o. Dacă te mai întâlnești cu un camion, trebuie să te oprești, să faci manevri, unul cu altul. Așa că să nu vă gândiți voi că viața pe camion e, e frumoasă. E frumoasă, dar e și chinuită. Am o trei mașini în spate, nu știu unde să mă opresc, să-i lăs să-i tracă. Aici tot e strâmt și nu prea pot să bagi, eu nu prea am unde să mă opresc. Pare rău de ei. Dar eu tare nu pot să merg pe aici, că... Una la mână că e strâmt, și doi la mână e și... E și problemă că îți vine bun nebun, cu viteză, nu mai apuc să mai pui frână. Înțelegi? Așa că mai bine mergem ușurel, încetuțul. Au ce scârții, ce scârții frânele la remorcă. Am roțele la remorcă, frânile adică, nu roțele, barză. Mai e și soarele ăsta, mă mai bate în cap aici, nu mai văd nimic. Deodată văd, deodată nu văd. Băi, e prea strâmb, frate, e prea strâmb pentru... Nu că e strâmb pentru camion, e ok, dar numai că ăsta e lung, înțelegi? Ăsta e lung. Și problema e cu unghiul mort din spate. Dacă nu ai grijă, dacă nu ai grijă, ai pus-o. Nu am prate unde să mă opresc. Ești nebun? Nu am unde să... Îi las pe ăștia să treacă în spatele meu. Ăla cu tractorul vrea să bagi, stai acolo cu tractorul. Uite, și aici, eu trebuie să merg. Să merg cu roata pe lângă iarba aia, frate. Dați și voi și strâmte. Aici două camioane nu trec. Oricum bine că am terminat cu bine. Am dus la capăt și livrarea asta. Chiar dacă e mai dificil, așa ca încheiere de săptămână, de seara o să vă încarc clipul, o să-l vedeți seara asta direct. Eu nu stau să le editez, îl încarc direct. Uite, în spatele meu vine acum un man, unul cu camionul, dar e cu camion de la mic. Nu tir de ăsta lung ca mini. Ăștia mici se încadrează, frate, eu stradă, altfel. Mă pui tu pe mine cu dita mai... dita mai hardughia, 18 metri, tare, 18-65. Să mergem pe coclaurile astea. Dar nu zic că nu mergem, mergem, mă, că e mai riscat. Înțelegeți voi. Auzi, aici soare, pe urmă dincolo umbră, nu văd nimic. Să merg încetul.
Așa e în spatele meu, sigur mă înjur acum. Ce zici că pe tine te-am găsit acum, cu tirul tău. Și ăsta s-a oprit aici cu panda lui. Ce face? Stă de vorbă. Ei, pomni că vrei să pleci acum. Hai că mai pleci tu, dacă mai pleci. Ai stat până acum acolo și acum vrei să pleci. Așa-i când ai livrări de-astea mai prin în zonii de-astea, un pic mai... Mai așa. Înțelegeți, bă. Mai cu risc, mai cu una alta, na? Trebuie să trecem și prin el, nu? Nu putem... putem fi șofer de camion fără să ne băgăm așa prin zone din astea așa mai să-ți crească adrenalina, să faci transpirație la sub braț. De acum am ieșit de acum, gata, mai avem un pic și ieșim din străzile astea. Intrăm pe strada națională. O să fie mai bine. Să lărgește de acum strada. Gata, de aici de la spital. Să lărgește strada. Așa aici e belea că trebuie să fac dreapta în loc. Dreapta în loc ăla iar Maroc. Și eu cu remorca asta a mea. Cam mă urc pe borduri. Te urci pe bordură, înțelegi, dacă nu poți să treci la perfecție. De aici gata, se lărgește, de aici viață și drumuri bune de aici. De aici, uite, intră strada Island Națională. De aici e perfect. Tu te bagi. Da, bine, mă, băieți, cucuieți. Alea. Dacă v-a plăcut, lăsați like acolo, da? Hai. Sănătate și drumuri bune vă dorește Mr. Faderinho.